Primăria Făgăraș va testa timp de 2 săptămâni noul autobuz 100% electric construit în țara noastră. Prototipul a mai fost în probe la Oradea și Brăila, Făgărașul fiind al 3-lea oraș în care a ajuns. Denumit ATP Bus, Yap City, acesta a fost lansat oficial pe piața din România în 13 mai și are omologare europeană. Primul prototip are 83 de locuri pe 25 de scaune, o lungime de 12,18 metri și autonomie minimă în oraș de 200 de kilometri, care poate fi extinsă până la 360 de kilometri. O încărcare completă durează între 3 și 5 ore. În privința conectivității, autobuzul electric este dotat cu Wi-Fi, priză USB cu două porturi incorporate în dreptul fiecărui set de scaune și monitor cu memorie externă portabilă pentru diferite proiecții multimedia. Făgărășenii vor putea circula cu acest autobuz în perioada 7-20 iulie 2021 din oră în oră în intervalul 9-18 pe un traseu înființat special: Kaufland, Tudor Vladimirescu Catedrală, Bulevardul Unirii, Radu Negru, Corso, din nou Kaufland. Prețul unei călătorii va fi de 2 lei. Yap City, 100% electric, cu arhitectură modernă și profilul eco, poate răspunde nevoilor urbane de înlocuire a autobuzelor vechi și poluante, dar și solicitărilor de optimizare a costurilor. Prețul de achiziție al unui model Yap City pornește de la 350.000 de euro. Garanția pentru caroserie și acumulatori este de 8 ani. ATP Group activează din 1995 în domeniul auto ca furnizor de produse și apoi servicii integrate pentru profesioniștii din lumea transporturilor. În 2019, strategia de inovare demarată odată cu producția primelor produse ale ATP Trax a consolidat poziția ATP Group pe piața auto din România și a făcut posibile noi parteneriate și oportunități de afaceri. Portofoliul diversificat repoziționează ATP Group ca integrator de produse și sisteme pentru mobilitatea persoanelor și produselor.